Industria farmaceutică se dezvoltă și crește amețitor de la an la an. Piața de medicamente din România a ajuns în acest moment la vânzări de peste 14 miliarde de lei, adică 3 miliarde de euro, cu 9% mai mult față de anul trecut și dublu față de anul 2008, arată datele centralizate și publicate de jurnaliștii de la ziarul Financiar. Știți câte medicamente au cumpărat România anul trecut? 588 de milioane cutii cu medicamente. Specialiștii spun că în România consumul de medicamente crește în medie cu 10% pe an, iar pentru următorii 2 ani se preconizează o creștere a vânzărilor de medicamente cu până la 2 miliarde de lei. Așteptăm o creștere a pieței în 2019-2020 cu 1-2 miliarde de lei prin introducerea unor molecule noi în sistemele de compensare necondiționate și condiționate. Însă în lipsa unei finanțări proporționale, sumele datorate creșterii vor fi suportate de producători prin taxa clawback, la care vor contribui și producătorii de generice care nu beneficiază de venituri, a spus Dragoș Damian, CEO-ul celei mai puternice companii românești de medicamente. În momentul de față, medicamentele compensate și gratuite care ajung la pacienții români sunt acoperite din bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate prin Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. E vorba de circa 6 miliarde de lei. Din taxa clawback plătită de producătorii de medicamente se asigură 3 miliarde de lei și din coplata pacienților se asigură circa 1 miliard de lei. În ultimii ani, sistemul medical românesc a fost zguduit de crize ale medicamentelor, iar pacienții au fost nevoiți să cumpere singuri medicamentele care nu se mai găseau în spital sau să meargă în străinătate pentru a le cumpăra. Primii 20 de jucători din piața de medicamente din România au avut vânzări de aproape 9,5 miliarde de lei în 2017, potrivit calculelor făcute de ziarul Financiar pe baza unui studiu de profil. Primul jucător din piață este un gigant american care a avut vânzări de medicamente în țara noastră în valoare de 1,4 miliarde de lei. Compania este pentru al treilea an consecutiv în topul companiilor care vând masiv medicamente în România. Locurile 2 și 3 sunt ocupate de companii producătoare de medicamente care au avut anul trecut vânzări în valoare de 972 milioane de lei, respectiv 630 milioane de lei.